Începând cu data de 26 noiembrie, municipalitatea a demarat campania de distribuire a ajutoarelor alimentare. Acestea provin din stocurile de intervenție comunitară și sunt destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate din România. Începe distribuția alimentelor de la Uniunea Europeană, distribuție care se face către patru categorii. Vom începe cu beneficiari de ajutor social, pe care sperăm să îi satisfacem într-o săptămână. Este vorba de 830 de persoane care vor primi ajutor de la Uniunea Europeană. Și apoi vom anunța săptămânal categoria de persoane care ne vom adresa cu aceste ajutoare. Pachetele conțin mai multe alimente. Pachetele alimentare vor conține 10 produse. Alimentele se distribuie la abatorul de vite situat în strada abatorului numărul 3 din Medgidia de luni până vineri între orele 8-16. Distribuirea se face pe baza actului de identitate, iar beneficiarii sunt răspunzători pentru transportul ajutoarelor la propriile locuințe.